adversarele voastre vin fără presiune la București, dar o victoria lor va crea mari probleme vouă. Da, nu vrem să ne gândim decât la victoria noastră. Într-adevăr, ele nu o să aibă nicio presiune, toată presiunea este pe noi. Vorbim totuși de Thuringer, ați câștigat cu 8 la 8 goluri diferență în meciul tur, nu cred că ar trebui să aveți foarte mari probleme mâine. Nu? Da, dacă vorbim așa, nu știu să zic, dacă ne gândim la meciul care a fost, dar nu are rost să mai dau încă un exemplu, pentru că știți foarte bine, am câștigat și acasă cu alte echipe la multe goluri și am fost acolo și s-a întâmplat altceva. Normal, ne gândim doar la victorie, trebuie să jucăm bine, mai puține greșeli tehnico-tactice și cred că mai puține ratări, asta ne-ar aduce victorie. Care este starea de sănătate a echipei? Și mă refer acum la Andreea Lechic, pentru că ea n-a făcut deplasarea la Crim. Da, încă nu știm, nu pot să vă răspund sincer, pentru că nu știu nimic de Andreea. Antrenorul lor spunea că din sezonul viitor veți avea cea mai puternică echipă de pe planetă. Da, nu știu, nu vreau să mă gândesc deocamdată la sezonul viitor, pentru că trăim în prezent, avem foarte multe de, nu știu, foarte multă presiune acum, sezonul ăsta, nici vreau să mă gândesc la sezonul următor. Ce va fi, vom vedea cu toții, dar avem treabă sezonul ăsta deocamdată. Tu ai vreun regret? Regret, nu trăiesc cu regrete, sincer, nu. Normal că mi-aș fi dorit să câștigăm fiecare meci, cu siguranță, dar regrete nu am. Nu. Pare rău că am pierdut, dar nu am regrete. Sunteți calificate matematic în sferturile de finală, vă gândiți la adversar, cel mai probabil va fi acest loc 3 pe care îl ocupați în momentul de față, adversare? Da, eu încă mai sper la locul 2. Sincer, cred că ar fi mai, să zicem, nu ușor, pentru că la nivelul ăsta nimic nu este ușor, dar cred că pentru noi este important să câștigăm mâine și să ne gândim că avem șanse să terminăm pe locul 2.